Salut pe toată lumea! Eu sunt Alex și sunt aici cu... Hai mai zici tu? Cu străbunica, ca de obicei, și cu 31 de figurine în fața noastră. Astăzi eu o să-ți arăt partea de jos a picioarelor, ghetele la figurine, la câteva figurine, iar tu trebuie să iei, să te uiți la ele și să-mi zici care au ghetele. Pregătită? Hai să începem. Prima pereche de ghete e asta. Ia o figurină, poți să le răsfoiești așa. Să vezi care crezi tu că are ghetele astea. Care zici tu că seamănă la ghete? Nu? Ești foarte aproape, ești exact lângă. Deci unde ai uitat? Ești exact lângă. Ăsta e! Ai un punct! Ai un punct! Bravo! Bun, uite, lasă-l într-o parte. Următoarea poză e asta. Uite-te să vezi, e unul care are blugi. Da! Următoarea poză. Asta. Deci cine are aceste cine are ghete cu mor și alte. Da. Carlito! Cred că dacă ți arătam poză cu părul era mai simplu asta. Următoarea pereche de ghete este asta. Iar avem pantaloni, niște ghete alb cu negru. Nu este. Și vezi că schi cu pantalon lung. Ăsta e unul. Dar care? Ăsta? Nu e așa. Nici bamba bani. Ăsta e. Ăsta e mai complicat că au aceleași ghete și aceleași pantaloni. Sunt doi frați cu aceleași ghete și aceleași pantaloni. Și eu ți l-am pus special pe ăsta pentru că ălalt e ăla mai cunoscut și am vrut să-l fac mai greu, că ăsta nu e așa cunoscut, știi? Dar ai știut. Următorul. O pereche pe care și scrie ceva, scrie Jericho. Jericho. Asta era și simplu. Te luai, vezi, după cum, ce scrie, cum arată. Următorul. Pregătită? Hai! Am încercat să îl iau, să îl mut în partea altă. O, Livingston, negruașul nostru. Unul dintre oamenii noștri. Următorul. Să te văd acum. Pare familiară poza? Nu e ce. Bravo. E ce grație.
Ăsta-i. Următorul este acest resmăr. Cu aceste bete. Vezi cine poate să fie? Ultimul, te avertizez că e cel mai greu. Nu este. Seamănă la ghete, dacă vedeți. Dar nu e el. Uite, mai puteam să mai fac cu șmecherii. Ridicam un pic pantalonii și făceam poze pe dedesubt. Nu știai că nu-i vedeai toate ghete. Unde e ăla cu ghete până la genunchi? Nu spun la genunchi, dar ești lângă. Nu e Santino Marella. Hai, Nico, că-i simplu. Nu e AJ Styles. Uite că ăsta e cu albastru, ăsta de la treabă. Nu e simplu. Le-ai bătută? Vrei să zici cine e? Nici se întâmplă, nici se întâmplă. Vrei să știi cine era? Ai trecut pe lângă el. Era vorba despre Sheamus. Ce l-am arătat odată? Nu l-ai arătat pe ăsta. Ai trecut cu mâna pe deasupra lui, dar l-ai arătat pe ăsta. L-ai arătat pe ăla, pe CM Punk. Și n-ai avut treabă cu el. Următorul. Aceste ghete, care nici măcar nu sunt ghete, sunt niște șosete tăiate. Vezi? Sunt șosete tăiate, nici măcar nu sunt ghete. Și nu poate să aibă așa. Trebuie să fie cu tălpile goale. Încearcă să vezi care e ăla cu tălpile goale. Singura mea figurină de elită, un Elite 53, mi se pare Rusev. Elite Rusev. L-ai găsit. L-ai găsit, da? Următoarea care e elită. Este una destul de dificilă, dar cred că poți să-l faci. Pereche neagră cu niște detalii aurii. Nu e că direct. Aparent nu-i nici Roman Reigns. Seth Rollins. Are auriu, dar la el e foarte greu pentru că pe ghete n-are niciun pic de detaliu, adică sunt negre simple. Și fiindcă n-are niciun pic de detaliu, asta face foarte greu de ghicit. Hai să-l vezi pe următorul, care este unul foarte, foarte simplu. Mă aștept să-l ghicit din plin. Nu e Mysterio. Mai bag o fisă. Dar vorba despre Shawn Michaels. Heartbreaker Kid Shawn Michaels. Următorul este acesta. Singura mea figurină cu ghete ale. Vezi că poate să fie și ăsta mic, nu-i problemă. Tu ziceai că e ăla, că e singurul cu ghete albe, și ăsta are ghete albe, că ziceam într-o plinție. Ăsta-l pun într-o parte, că nu i-a făcut poză oricum și mai mult necum. Următorul, pe mult. Este...
Este foarte simplu pentru că sunt foarte detaliate ghetele și scrie foarte... Incredibil! AJ Styles, l-ai ghicit din prima, Lena. Bravo, Nico! Ești o cloșcă foarte bună. Și ultimul, cel mai greu, pentru că am 3. Am 9 figurine cu ghete asemănătoare. Este cel mai greu. Pantaloni negri și ghete, mă rog, ghete negre. Vezi cât sunt ghete negre? Ba, e pe toți la rând. Uite, 10. Nu e rău. Incredibil! Cel mai greu dintre toți și cea mai nouă figurină din 2017 făcută. We have Roman Reigns. Here we go. L-ai ghicit și pe ăsta, Nico? Adună-le, dacă. Și ăsta a fost și clipul. Eu am fost Alex, ne vom vedea data viitoare. Ea a fost... Cloșca bătrână. Păi tu zici tu așa? Iar asta... Și... Iar noi ne vom vedea data viitoare la un nou clip. Sper eu, destul de interesant. Hai, pe!